Vorbim și dacă te uiți. Da, avem vot, ne-am să încercăm ședința. Vă rog frumos să apreciți să prezentă sunt procente catedrii de istorie universală. Îmi face o lecție specială pentru de catedrii de istorie universală. Nu, 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 sportiv. Am auzit că este ședință, mă interesează și cred că și publicul Curaj TV-ul îl interesează. Dacă o să faceți, probabil, interdicție și aici, o să ajungeți la inamicul public, adică de interes mai mare. Dacă nu, o să rămâneți la Curaj TV. Intimidat sunt să eu am răspuns. Nu, să vă spune, prin afirmații, m-ați intimidat în momentul față. Deci, eu am răspuns, din interes sportiv. Dacă vreți alt interes, nu. Eu, puteți să întrebați și mă invitam. Eu pot să spun și dă-ți să confirme că nu l-am invitat personal. Și chiar dacă m-ați fi invitat, v-aș fi spus mulțumesc. Deci dumneavoastră invitați-mă la toate ședințele, vin. Dar la ședința Consiliului, după tentativa de adunare generală, i-a spus că este invitatul nostru și domnul Prodecan mi-a spus, dar mulțumesc chiar. La ședință. Așa, deci
Eu vă rog să începem discuțiile, că, dragilor, astăzi este... De bine, de mâine, de fapt, trebuie. Nu, eu vă rog, dacă o să apară întrebări din partea presii, să ne întrebați. Știți, deși Filgan, o experiență tristă cu presa, când unii lateral și perturbează. Deci, domnul Brega, sincer să vă spun, eu nu aștept destul de bine că vor fi distorsionate cadrele pentru a vă arăta punctul de dumneavoastră de vedere. Bun, doamna Lisica, hai să discutăm, dacă suntem într-o nouă polemică, poate Lisica contramandăm și ședința Consiliului Facultății și nu cred că este cazul. Mai ales că doamna Șveț are venit în dreptate, este o zi mare astăzi, este înălțarea și eu, spre exemplu personal, după ședință, vreau să merg la mama acasă, că este cramă în USA. Așa, deci... Mersim și noi! Da, am venit pe mașină, vreți să mergem. Mama s-a gătit, o tăiet mielul. Ei, hai să mă alintați. Primul punct legat de acasă. Acasă, nu? Acasă, nu? Acasă, eu spus că n-au drept, doar la invitația afară. Deci, eu îți mă gândesc. Analiza totalul practicii pedagogice anul 3. Doamna Pedrovski, vreau să care sunteți responsabilă general, vreau să prezentați prima și după care va continua domnul Auz și în fără țări. Vreau să vă cunoștință că au fost analizate rezultatele practicii pedagogice la anul 3. Cărțile istorie, istorie și educație, istorie geografie și istorie engleză și engleză geografie, istorie și educație. Sigur că la această, așa cum îi zice noi, conferință de totalizare, s-au analizat aspectele bune ale practicii pedagogice, au fost menționate reușitele lor, studenții care au obținut succese bune, dar fără îndoială că n-am lăsat în umbră nici aspectele care țin de niște obiecții față de practica pedagogică, care are mai multe, să zicem așa, niște ramificații. Obiecții care țin de pregătirea lor, atât de specialitate cât și didactică, obiecții care țin de disciplina lor în perioada practicii pedagogice. Aș zice eu niște obiecții față de metodiști, adică un pic, ca să fiu așa, sunt eu dură, a slăbit controlul asupra practicii pedagogice. Am existat aspecte, s-a întâmplat metodistul, nu este la client, studentul practicant n-a realizat practica. Avem și de ești. Avem și de studenții s-au apreciat singur în procesul verbal. Descoperit, s-a discutat, s-a recunoscut, până la urmă, adică, oricum, va trebui să găsim soluții pentru anul viitor. Să se referiți la anul, da? Da, să se referiți practica la anul viitor. Avem studenți care încă nu sunt apreciați la moment din modelul că nu au prezentat documentație, deși au luat în proces verbal de la școală, metodiștii confirmă că au fost la orele și au luat în bune. Nu știu de ce nu sunt prezentate caietele. Avem neapreciații care nu au realizat la practică. Deci nu sunt mulți, pentru studenții. Dar în rest, avem unde avem rezultate relativ. În partea școlilor? Ecouri? Ce să vă spun în partea școlilor? Eu din partea profesorilor, atât că am văzut în partea școlilor, știți că eu am presit la casă, dar am avut îngrijă, măcar să fac sunete, să vorbesc cu unii profesori. Studenții care fac carte aici sau prezentare, dar noi avem de lucru aici, avem de lucru. E loc pentru mai bine tot timpul, este așa? Da, este de lucru, la majoritatea studenților este. Dar nu este gravă situația. Asta măcar nu trebuie. Nu este gravă, nu. Adică, din partea mea, mi se pare toți profesorii școlari, nu sunt chiar obiectivi față de plăcerea. Se întâmplă că vin studenți boli cu urmă ca loc și studenți care aici îi cunoaște foarte bine, 5-6-7, cu un loc mai mare decât. Dar poate acolo îi s-au deschis calitățile de profesor. Sunt cazuri, sunt cazuri. Mai știți? Haideți, eu zic să... Eu nu pot să... evaluăm individual, că mai știți, poate vreau ceva. Ceva când studentul aici m-a elaborat că eu nu mi-e, dar spun adică și mai am și alții întâlnești. Înainte de a pleca la practic, la cursul studiului de didactică, ei au un portofoliu bun, 4 proiecte pentru fiecare tip de lecție, cu diferite modelări de situații de la lecție, lucruri cu manualul, cu
faci, care nu poți să le impui pe om. Și dacă omul nu are portofoliul ăsta, nu a încercat să exersezi aici, nu știu cum poți să reușești la școală să faci lucrurile. Nu știu. Ok, bun. Ținem cont de aceste situații și încercăm pe doar un viitor să vă dăm. Doar un sur? Atât așa. Eu vreau un lucru, adică atunci când eu și colegii mei facem totalurile și se întâmplă că mai scade moarta, dar eu să fac un lucru atât dacă eu vreau să spun nu știu ce, pentru că sunt rea. Vreau să fac un pic de dreptate. Pentru că stă studenta aici de aproape eminentă cu 9 sau 10 și stă studentul care... Mai modest. Mai modest sau modest tot și are tot 9. Și atunci se ia leacă de dreptate și dată de colegii. Și atunci mai dar e tot nu se participă doar la Consiliul Pedagogic la școală când se notează. Păi nu știu. Ce se întâmplă? Că eu nu am discutat pe toate școlile la Consiliul Sfânt. Și apar pretenții chiar din partea metodiștilor față de mine personal. Pentru că eu nu vreau să spun lumea acum. Dar eu nu mă simt bine. Spunește că eu sunt... Întrebări? Doamna Petros, domnul Tredopeș, doamna de analist. Dar vreau o confundere în context care... Eu am mai expus-o un an, doi în urmă și eu aș fi de părere că la un început de practică ar trebui făcut un seminar cu metodiștii din școală, care la un început de mergem la practică. Ei totuși exagerat cu un foarte, foarte subiect. Deci învățătorii, profesorii școlari, care nu mai avem în care să ne întâlnim. Profesorii școlari noi să ne întâlnim la o întâlnire metodică, un seminar metodic, un seminar pur și simplu așa, într-o zi de weekend, poate că... Se primește cu un student din anul 3 care ești la practică, vine cu o notă mai bună decât un profesor de 20 de ani de stagiu de muncă care se... Deci, dar și care... Dă pentru cadrul didactic, adică așa. El mai bine știu ce se mai bine... Ai mai mult energie. Asta e... Idee bună. Haideți să o implementăm, doar de rost. Da, important să... Bun, doamna, vreau să-mi voi să fac replică. În primul rând, e vorba de cazul meu. Nu mă deci, dar eu am pus întrebarea pentru că notele care au fost în bordel, au fost puse apreciate de mine. Deci, asta și-o pot să discut de dumneavoastră, a spus sub îndoială, prezența mea la școală. Nu. Eu spus la general, deci, nu mai individual. Situația era de un studiu, de un caz concret. Pentru că eu am apreciat, după ce am stat la, absolut la toți la lecții. Okay. Asta e una. Doi, deci susțin ideea lui domnul Tredoclema și își privește cu organizarea cursurilor de mentorat. Deci profesorii școlari care să fie trecuți prin practic, printr-un stagiu de formare de mentorat și își privește curarea și formarea tinerului specialist. Deci care este un obiectiv cursurilor de formare continuă, deși este întrebată, asta o leacă, anticipez proiectarea la Comisie de Calitate și de cursuri de formare continuă. Cum îi interesăm pe ei? Prin faptul că să nu plătească cursurile. Deci propune subiectivă facultății? Da. Nu așa spune. Da, și atunci el este stimulat, este creditat. Și credeți că domnul Corocare va accepte? Statul ăla, că e vorba de certificare. Da? Se certifică, noi este registru în care se eliberează, deci să anunță ascultarea lecțiilor, ce țin anume de monitorizare și atunci de certificat care... Dar trebuie program, știți că acolo, deci trebuie... Păi asta este, cu asta nu fă. Bun. Eu zic, pentru început, în toamnă, când merg anul 3, haideți să începem cu o întrunire cu jumătate de zi, să vedem anul an. Tot așa. Da. Ăștia care strig la anul, în toamnă spate. Da. Deci, să facem o primă încercare și după care vedem pregătirea programului și implementarea unui, eu știu, mai extins. Mai fac un corect, în ce își privește. Deci, până la sfârșit, nu-i definit. La nivel de universitate, deci ghidul, că se lucrează Comisia de Calitate, iar de întrebare de întrebare, ghidul la practică, fiindcă este o problemă foarte mare. Putem un pic și la final să vorbim despre... E tot de practică legată. Da, avem încă două prezentări despre. Deci la final aș vrea să vorbim despre ghid și concept și așa mai departe, pentru că trebuie să-i facem fiecare. Bun, doamna Ursu. Am fost coordonator la domeniul educației civică, sunt studentă la fost repartizați în două licee. Liceul Ion Creangă și Liceul Liviu Deleanu. Coordonarea au realizat-o 4 colegi de noștri,
doamna Șveț, doamna Coșocaru, doamna Melinte și cea care vă vorbește. Concomitent am administrat și domeniul dirigenție, dar fără retribuție financiară, cum o facem deja de mai mulți ani, în calitate de voluntariat, care eu cred că a dat roade mai bune în acest an, din mai multe considerente. Am muncit paralel cu studenții și eu cred că am făcut-o bine. Rezultatele au fost prezentate în cadrul conferinței de totalizare. Am expus-o în fața studenților. Pot să menționez și acum câțiva din ei care au fost apreciați și de cadrele didactice din liceu, în discuțiile pe care le-am avut cu câțiva din ei. Acesta este domnul Becciu Ion, domnișoarana Barnaciuc, domnișoarana Ceapă, Sabina Popa, Dumitru Roibu, Șapca Alexandru, deci cei studenții care de obicei se prezintă și aici bine. Dar, paralel la concomitent cu aceștia, menționăm, cum a zis și doamna Chicu, câteva persoane care anul acesta s-au deschis pe parcursul practicii. Eu personal am urmărit acest lucru, Trofim Răzlovanu, foarte înalt apreciată prezentarea lui, prestația lui în calitate de cadru didactic. La mine am prezentat, în Gazeci a prezentat și parcursul practic a fost și a semnat toate proiectele. Alexandru Topolenco, același lucru, a fost și șeful de subgrupă, tot la fel foarte bine, și sub aspectul managerial, dar și sub aspectul prestației în calitate de cadru didactic. Sari Vădorina, iarăși o studentă mai slăbuță la facultate, dar acolo apreciată pe nota 10. Deci, avem rezultate... De ce clasă a făcut? Sareva a 8-a. Deci, nu. Întrebarea mea este, deci, dacă a făcut o clasă de unde sunt manuale, ori nu sunt manuale. Și cum s-au descurcat? N-am atras atenția, când pot să mă gândesc la acest lucru, dar manualele, ele sunt la toate clasele, nu sunt manualele noi. Deci, de a 5-a, 7-a și a 10-a sunt acum în vigoare cele noi cu ghidul, dar sunt celelalte manuale care se acceptă de către minister și nu se fac lecții fără manuale. Bun, e un pic corespund curriculum. A 6-a, 8-a, acum am evaluat aceste și repede vor fi. Deci, către 1 septembrie vor fi manuale în toate clasele și nu vor fi. Acum, partenerul dirigenție, mare majoritatea studenților au realizat toate cele 5 ore de dirigenție preconizate de programul practicii, cu unele excepții, grupul rus 305, liceul Mihail Coțiulinski, a zis că în orar nu au această oră. Din acest considerent, noi nici nu am insistat să considerăm nerealizată practica. La capitolul sugestii și la capitolul programe, anul trecut, în colaborare cu colegii de noastre, doamna Mirescu și doamna Rațicu, a fost elaborată o primă variantă, prima ediție a programei practicii, domeniul istorie, educație civică și geografie, pentru foarte bogat domeniu. Acum se lucrează la ediția a doua. Intenționăm să punem și dirigenția și limba engleză, fiindcă este un compartiment absolut necesar la istorie și limba engleză și colaborăm în acest aspect cu doamna Grădinaru și sperăm că în septembrie aducem și aceasta două variante. Prima variantă nu am reușit să o edităm din mai multe considerente, o plasăm pe site-ul universității, dar ea se multiplică în ajun de practică și domnul Cerațucu și noi repartizăm materialele care țin de sarcini practice, nu aspectul de lucru. Dar aceasta, dacă vom avea posibilitatea să o edităm într-un tiraj mai mare, să o vedem studenților înainte de practică, ar fi foarte bine. De aceea este și trebuie de... Întrebări câte doamna Ursul. Deci, în principiu, s-a realizat programul. Sunt câteva excepții, deci Vașcoana nu e acceptată de la mine la educație civică. Palmarciuc nu a adus documentele, dar a realizat practica, știu, a adus în sfârșit actele și nu este apreciat. La mine? E departe, la etajul 5, în departe, aia știu. Ok, dacă nu sunt întrebări, vă rog să spuneți geografie. Da, eu am fost formată. Vă
studenții s-au adunat mult mai serios față de practica pedagogică. Practic, săptămânal, veneam la metodistul coordonator, semnau proiectele, pentru îndrumări metodologice, acest într-adevăr este un lucru încurajator. Însă s-au înregistrat și mijuri de probleme pe care aș vrea să le enunț. Nu le voi enunța pe toate, doar două, trei. Unii studenți, poate din studenții practicanți, stagiari, nu au prezentat documentația nici până la momentul de față. Da, ce s-au menționat și doamnele și cum îi responsabilizăm? Nu ne-am pus note, au rămas... Eu personal am căutat, eu grup am căutat, dar nu i-am dat de ei. O altă problemă, și chiar nu ne-a ajuns, asistările la clasele care au realizat orele, cât și la colegi, au fost formale. Asistările reciproce. Reciproce și cele la clasă la care au predat orele. Aha. Foarte bine se vede când asistarea este realizată zi de zi, săptămână de săptămână și când este formală. Chiar după caiet. Caietul când o faci peste noapte, cred că nu este cazul să vă explic procesul, da. Au fost cazuri când profesorii au făcut lecții, iar studenții au asistat. Și această situație nu a fost o săptămână și nu două, ci tot stagiul de practică. Și studenta respectivă vine la universitate cu nota 10. Deci știi cum să zici. Corect. Eu personal am fost numai singură dată la liceul respectiv, dar sunt studenta în cauză. Unii studenți nu au prezentat caietele de asistări la colegi și la lecțiile asistate. Au prezentat doar caietul de proiecte. La întrebarea de ce, au menționat că nu au reușit. Acestea sunt unele dintre atitudinea de probleme. Dacă facem o statistică, din cele 29 de persoane care au realizat practica la geografie, 10 persoane au fost notate cu nota 10, ceea ce reprezintă aproximativ 35% din total. 9 persoane au fost notate cu nota 8 aici la universitate. Clar că nota, în dependență de proiectul realizat, notele de la licee au fost majorate sau scăzute. Ceea ce constituie aproximativ 28%. 8 note de 8 au primit 3 studenți, 10%. Note de 7 un singur student, 3,5%. Note de 6, 2 studenți, 6,89%. Și nu au prezentat documentația 5 studenți, ceea ce constituie 17,24%. Eu am făcut și o statistică. Acum la sociologie, zicem 5%. Întrebări față de domnișoara Țescu, dacă... Ați înțeles ce a făcut sondajul? Da. Eu l-am făcut din propria inițiativă. Am înțeles. De plus, dacă în linii generale, practica de anul semestru a fost realizată, cu toate ajunsurile și, mă rog, cele de ajunsuri care ne mai avem, dacă ar fi ideal, ar trebui să ne întrebare. Deci, dar eu zic că propunerea domnului Tedocher de a face o întâlnire cu conducătorii sau cei care în școală trebuie să monitorizeze ce este binevenită și poate această conferință, înainte de trimite în școală, să fie de o zi și de împărțări sub grupe și să lucrați cu ei ca încă o dată să înțeleagă deci, responsabilitatea pe care o au și cerințele de la ei, atât pe parcursul practic, cât și la revenirea lor, deci la prezentarea, termen de prezentare. Eu știu cum se face, dar încă o dată... Permiteți. Ei iau caietul de practică, unde este semnat de la prima foaie până la ultima foaie, pas cu pas, totul. De acord. Cum se spune în popor, mură în gură. Poate, eu știu, le mai dăm așa, din... O șansă. Nu am pierdut, dar fiecare își face eu aș avea o altă părere. Care ar fi modalitatea ca să-i responsabilizăm, să respecte niște criterii care se face practic și doi termeni. Metodistul de la facultate, aduceți-vă aminte, când erați și neastră student și eu student. Metodiștii noștri și de-au luat continuare, la fiecare oră. Domnul Teroglev, atunci propunerea noastră trebuie extinsă. Că la acest seminar sau să fie pus separate și cu atunci... E vorba de numărul de ore, care sunt de ore. Noi suntem pădiți pentru 3 ore. Da, eu am asistat, nu știu. Cred eu că nu sunt vizit la ce oricare, nu mă duc în școală, toată lumea știe.
dar ne ducem cu mult mai rar decât ziceam când aveam 15-18 ore de student. Ați văzut propunerea din planificarea de anul ăsta, deci nu v-a schimbat nimic, a rămas exact. Noi putem să facem o solicitare cât de mult să ne o secție studii, dar nu cred că ei vor lucra. Responsabilitatea cea mai mare va de profesorul din liceu. Toți înțeleg că mai mult lucruri de voluntariat decât una bazată pe responsabilitatea profesională, așa că... Da, așa, nu eu aș... Deci, ce aici ne-a sugerat și... Doamna Lisnic, dar mai revenim. Ce a solicitat și secția studii și după ce a făcut acel sondaj privind practicile care se realizează la diferite facultăți, să actualizăm programele practicilor cu stabilirea, nu știu, clară, mai detaliată, ce se înțeleg de scop, obiective, strategii de realizare și partea a doua, care este și mai practică, probabil și mai utilă, propunerea doamnei Lisnic legat de ghid. Ca fiecare program de practică să fie susținut de un ghid, îl aveți în mare parte și acel care trebuie să învățați din partea acestuia, dar eu cred că acel instrument de lucru pe care trebuie să-l aibă studentul la practică trebuie să fie numit ghid, să nu numim. Da, da. Să voi să intervin în chestia asta. Ghidul deja, deci în raport am spus, în luna de februarie noi discutăm, nu chiar așa de ușor, pentru că e problema care obiectivii se urmăresc la practică de inițiere, la practică de licență, la bară, la masterat. Coerența în formarea competențelor. De atâta noi am întârziat pentru chestia asta, dar ca conceptualizat, deci dezvoltarea în formarea studentului este prea dificilă. Și la momentul de față, la nivel de universitate, este un grup de lucru care lucrează la concepția și la schema ghidului, care din fiecare facultate a și plasat cu particularitățile profesiei. Deci va fi un nucleu comun, obiectivi comune, raportat la planul de studii. Asta știi. De aceea și vă spun, vedem, atunci când vine această structură, această ofertă, trebuie completată, adaptată la realitățile noastre și pentru anul următor academic să-l avem. Asta era. Asta era. Da, când va fi finisat, pentru că noi, dumneavoastră, spuneți reactualizarea programelor la practica pedagogică. Dar dacă nu este ghidul de la care pornim, că noi pornim cu consecutare, de la acel ghid. Când primim atunci, dar eu zic, poate terminează, pe februarie se lucrează, poate să faci ceva. Încă mult timp, obstacol. Da, eu chestia aceasta am avut din mult timp. E clar că, deci astăzi noi practicile le realizăm conform planului de studii. Așa cum a fost în 2010, 11, 12, începând cu septembrie cele noi aprobate, volumul de ore și tot ce este, deci planificarea lor și repartizarea lor de semestre. Acum a apărut o întrebare legată de numărul de ore la practicile de teren. Doamna Ursul, noi am discutat ieri, ar trebui să luăm o decizie ca să fie ușor, să punem punct la această problemă, să fie ușor de calculat. La practica arheologică, noi calculăm săptămâna 7 zile de muncă. Nu mai bine la diverse subiecte. Nu, nu, de la practică am terminat cu lucruri practice și mai devenim. Ce practic pedagogic. În program și citești. La practica etnofolclorică și practica geografică se calculează 5 zile pe săptămână. Acum... Da. Dar când este în teren, când este cu plecarea în afara orașului, deci aici divergența aici este. Și cei de la secția studii au spus să planificăm astăzi la Consiliu. Dar ce vor ei să planificăm? Noi avem 7 la arheologie. Parcă e clar. Nu avem 7. Cinci zile, 6 ore. Deci ele nu sunt creditate, în general. Păi nu, că nu sunt creditate, dar se consideră 90 de ori. Deci consideră. 3 săptămâni de 5 zile, ori 15... Deci 30 de ori, 15 ori, da. Deci 3 săptămâni. Dumneavoastră tot trebuie să planificați afacerea ieșând din... Păi nu ieșe și replanificați. Nu, nu, ieri, aici avem o contradicție. Nu, că era diferența, mi-a zis contabilul șef, că la dumneavoastră sunt 7 zile, la noi sunt 5 zile de pe săptămână. E după numărul de ore. Deci sunt 30 de ore pe săptămână. Acum se primește diferența că dumneavoastră sunteți finanțați la arheologie,
6 zile suplimentar, care el, de fapt, nu intră în practică. Dumneavoastră, pe nu 6 zile, deci... 6, 21, minus 6. Deci, prima și ultima zile, scoate din finanțare și conform normei. Nu știu eu. Și rămân, 20 de zile. Și respectiv, 3 săptămâni, 3 săptămâni prin milion, câte 6 ori 5. Ziua de duminică nu-i clar ce putem să. La noi totdeauna, câți ani avem practica ceogorică complexă și etnofolclorică este chiar indicată în plan. Este scrisă în plan. La practica etnofolclorică, 5 zile pe săptămână mulțit la 6 ore mulțit la 4 săptămâni. Așa este scris, este precizat. Da, 20 de zile. Noi acolo avem exact, e formulat în plan. Da. Și la geografică, dar nu e precizat 5 zile pe săptămână și la arheologică fix același lucru, nu este, nu este, nu este indicat în plan. La noi la etnofolclorică exact este scris lucrul ăsta și noi totdeauna am făcut 5 zile și la geografică cu dumneavoastră. Atunci cum calculați? Noi lăsăm 5 lăsăm și 2 săptămâni. Deci ne trebuie 2 săptămâni. Cele 2 zile pe săptămâni ce se face cu ele? Trimiți acasă, nu chiar. Facem 10 zile, nu facem 12 zile. Nu, dar întrebarea mea este simplă. 5 zile într-o săptămână. Ce facem cele 2 zile din săptămână, fiind undeva teren? De exemplu, îți las în loc. Faceți fără pauze, probabil, și le dați mai de vreme în curând. Nu se plătește ca zi de odihnă, în sensul sâmbătă, duminica, dar ele între 1-10 iulie, spre exemplu. Noi așa facem. Și zilele sunt 10, nu sunt mai multe. Deci nu se ia în cazul că este sâmbătă, duminică. Bine, la noi, practicile toate merg pe săptămână creditare. Nu? Săptămână? Dacă vorbim de creditare în viitor, că noi oricum vor trebui să le credităm. Nu o să avem încălzit. Dacă o să găsiți credit. Dacă o să găsiți credit. Dacă o să găsiți credit. Întrebarea este simplă. Merge la practic credit pe săptămână. Nu? Da. O săptămână în credit. Deci o săptămână 30 de ore. Deci, 30 de ore. Săptămâna este 30 de ore. Întrebarea e, câte ore se lucrează pe zi sau câte ore se ridică pe zi, câte... Nu, este important în contextul finanțării, diurnelor, zilelor. 6 ore acolo. Mai multe nu se... El, este, el de fapt, ar fi 6 ore zile pentru 5 zile. Da, așa este. 6 sau 5. Întrebarea e, ce facem aceste 2 zile? Odihnă pe contul cui? Păi acum e contul cui, la universitate, sunteți 21 de zile, 20 de zile finanțați. Dar pe viitor, întrebarea ce o să fie, cum faci? Asta cu finanțatul. Bun, deci nu e o problemă de care trebuie să punem punct. Deci, este discuție și trebuie cumva să fie în comun, deci să fie de comun același principiu aplicat la practici de teren. Toate practici. Da, cele care presupun. Da, e și trebuie să în consens, să ajungem în trebuie. Ok. Eu propun să trecem la punctul următor, dacă nu mai sunt sugestii și comentarii sau propuneri legate de practica pedagogică. Asta a fost tema de noi. Următoarea este, eu zic, activitatea Consiliului, să lăsăm un pic la final, cum vorbim și de activitate. Sau? Eu pot să spun două, trei cuvinte la activitatea Consiliului? Ei, chiar rezumați activitatea Consiliului în două, trei cuvinte. Noi suntem toți membri. Da, toți membri. Nu știu ce se face. Doar aș menționa că jumătate de an, primele 4 luni ale anului, de studiu sau ale anului academic 2012, chiar din septembrie până în decembrie, a activat vechiul Consiliu, care a fost demisionat. Apoi a fost formată acea comisie, care s-a ocupat de monitorizarea alegerii candidaturilor de la fiecare catedră. Și începând cu luna februarie, activează actual Consiliu, în componență de 15 persoane. Da. Și aceasta e tot. Celelalte, am să pregătesc informația de acum pentru raportul final al facultății, cu toate hotărârile care au fost luate, cu toate sugestiile care au fost propuse, ca în fiecare an. Cea mai importantă problemă anul ăsta care a fost discutată în cadrul Consiliului, au fost foarte multe dezbateri, chiar au fost organizate și adunări ad hoc, a fost problema cu planurile de studii care până la urmă s-a ajuns la un consens și au fost aprobate de către Senat. Da. În linii generale. Să vedem cum o să fie și primele.
pentru că în primul rând, cu ce s-a lucrat foarte mult la ei, au lucrat oameni cu experiență. Eu nu vreau să eu nu vreau implementa. Deci vă rog să urmăriți ca ele să fie, după ce s-a aprobat Senat și aprobat și de minister, să vină, revină înapoi documentul oficial să-l avem aici, să nu pățim cum se mai întâmplă. În unui caz, nu găsăm câte un plan de final de 2007. Așa. La fel vă rog mapa cu procesele verbale să fie în ordine cu toate procesele verbale semnate, să fie verificat. Dar am o unică rugăminte. Rugăminte, nici nu doamneață rugăminte, chiar vă rog, tot șefii catedră, când sunt anexe, când sunt rapoartele, dările de seamă, cei care sunt în șansierea, să vă fac o listă, și vă rog foarte mult, aduceți-ne, se pun la procesele verbale. Deci ați urmă, se iau din măzură și așa. Ar fi bine prima săptămână, imediat, după Consiliu. Doamna Ursu, dumneavoastră, cred că nu sunteți cea mai responsabilă. Nu, în acest sens. Dar aici am o precizare, de ce răspuns. Ce înseamnă șeful de catedră să prezintă informația în scris? Dacă noi să prezentăm, spunem că avem informația în scris și vă prezentăm, da, dar dacă informația este oral făcută de documente, sunt rapoarte, anexe, sunt... De documente care vizează discuția. Doar nu trebuie să adunați maculatură că... Nu, rapoartele, mă refer, la rapoarte, la cele anexe care sunt, a trebuit să fie și în procesul verbal, când vine comisii. Sugestia mea că atunci, imediat după ședința Consiliului, o săptămână la dispoziție până la ședința următoare a Senatului, doar să adunați, să faceți procesul, să adunați, să semnați și să puneți în mapă. Și atunci, să nu l adunați, că atunci, dacă se amână, să uite. Am rugat aceasta noi prima dată pe dacă aveți careva sugestii și completări la ceea ce înseamnă activitatea Consiliului, sau doleanțe pentru activitatea noastră de mai departe, începem cu luna septembrie, că revenim din concediu. Am eu? Da. A fost expusă data trecută sugestia asta ca secretarul Consiliului să ne prezinte și înainte, și au sugerat și studenții, materialele care se discută în variantă de proiect, nu numai nouă, și, cât și doamna Lisnic, doamna Dumitru a fost în situația când ei nu văzuse, trebuia să vorbesc. După aceea, atunci când ai venit la ședință. Okay. Eu aș propune ca din septembrie să facem un mailing group, și atunci al Consiliului, așa se numească Consiliul Facultății, și automat informația se distribuie la toți membrii Consiliului. Deja o să fie problema fiecare membru cât de des accesează căsuța poștală. Deci din septembrie, notați, facem... Dar eu le expedim. Nu, 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 da. După ce se redactează, vă rog procesul verbal să-l trimiteți la fel la toți membrii Consiliului. Că e bine să-l verifice dacă poate ceva s-a scăpat, se mai întâmplă. Sau ceva de concretizat. Și nu sunt chestii de redacționă. Și ele se aprobă dacă eu am în mod normal, deci trebuie să fie lista membru și semnată. Și trebuie să aprobă la următoarea ședință, așa este. După ce se verifică... Din așa, e o urmă birocratic, așa. Deci în mod normal, așa. Bun. Trecem la următorul punct legat de activitatea Comisiei de Calitate. Doamna Lisnic, aveți cuvântul și chiar așteptăm să ne spuneți despre zonarul. Dați-mi voi să vă împarte scursul meu în patru părți de sentire. La scurt! Spuneți pe pagină. Deci dacă spun la cadrul organizațional, deci activitatea Comisiei de Calitate în cadrul Consiliului Facultății este făcută, deci foarte mult sunt discutată și aici privești planul de aprobare, planul după. Și totuși eu am spus că ați fac o trecere în revistă privind acțiuni realizate în baza obiectivelor propuse în proiect care până la sfârșit și a rămas deci pe hârtie. În primul rând, eu, ca președinte, am fost prezent la ședințele Comisiei de Calitate la nivel de universitate din ianuarie, deci, care a propus problema, a supus problema practic pedagogice. Pe urmă, altă, din ianuarie, m-a spus, la 29, când a fost repede altă adunare privind la organizarea masteratului, tot legată de îmbunătățirea calității acestor. Și de rând cu aceasta, am participat și la seminarul training-uri, din februarie și martie, privire la instructarea
șeful catedră și comisie de calitate, deși își privește cum trebuie să realizați planul de studii. Mai mult decât atât, ar trebui să spun că am avut discuții cu administrația și am fost prezentă la vreo trei, deci la trei ședințe a comisiei de calitate la universitate, adică cadrul universității, și care s-a desprins un grup de lucru, doamna Cartalina Antonaursu, și își privește lucrul asupra ghidului de practică pedagogică, la practică pedagogică, cu care noi lucrăm la momentul de față și sper până la sfârșitul lunii iunie să ne întrunim pentru a aproba deci draftul care l-am realizat în luna februarie. Mai mult decât atât, deci, fiindcă ședintele Comisiei de Calitate, am participat la evaluarea cursurilor de formare continuă în luna martie și care au fost discutate la Senatul Universității. Toate aceste acțiuni au dus, sau din punctul meu de vedere, la niște, au identificat niște probleme. În primul rând, este pentru mine, deci cererea transformărilor este dificil de implementat, deoarece profesorii universității nu sunt sistematic incluși în planul său individual de stagii de formare, de perfecționare sa profesională. Numai cei care își obțin individual, dar în planul de universități nu este ca profesorul să fie trimis la stagiu. Deci experiența pe care o cunosc eu cu 25 de ani în urmă, tânără să preșire sau la 5 ani zile, el își face un stagiu de formare de 2-3 jumătate de ani. La momentul de față, aceste stagii nu sunt și sunt sporadice și fiecare care și le obține stagiile profesorului. Dar dacă suntem membri catedrii, la facultatea catedrii, nu au stagii. Unii sunt prea frecvent, alții jumătate nu au fost la stagii la perfecționare, continuă pe profesională. Mai mult decât atât, deci la facultăți, stagiile sunt realizate de un cer restrâns de persoane și deci independenți și nici unii inclus. Sunt unii incluși la nivel internațional, republican, și, dar alții nici la nivel instituțional. Adică este un decalaj în care unii sunt prea și alții de fel nu sunt instruiți. Adică este o discrepanță care de fapt duce în ultima instanță unii sunt informați, alții mai puțin informați în schimbările care sunt. Mai mult decât atât, pentru mine este o problemă de informare a cadrelor didactice, și mai sus, mai sus, pentru că unii cadre didactice nu sunt informate. Mă refer în particular la problema perfectuărilor planurilor analitice după cerințele de formare a competențelor. Fiind în virtutea funcții pe care am, nu ca președinte, dar ca la formare continuă, singură lucrând, mă ciocuresc cu o mulțime de probleme, cum se formulează și așa mai departe, și cadrele noastre didactice, nu că nu vor, dar nu sunt instruite cum trebuie să facă. Să spunem, trebuie să facem planul didactic, dar cum se face, modelul după care se face planurile de șinși și formează competența, nu este făcut. Deci e puțin să și ei să-ți perfecteze planurile, deci profesorii trebuie să fie instruiți. Este o restanța mea în fața Comisiei de Consiliu, fiindcă din luna februarie tot am promis training, care nu l-am realizat nici până în prezent, fiindcă suprapun activități. Asta este restanța mea, o recunosc. Și, deci, pe viitor, vreau să propun, deci, adică, dacă să vorbim despre planul de perspective, planul și perspective. Deci, inclus, deci, cei ce nu formal, la solicitarea Comisiei de Ședințe Științe, când se cere numai și ideea să nu duc la stagii, dar să fie inclus o listă reală care și unde se duce la perfecționare. Plus la asta, deci, seminare, training-ul de perfecționare a profesorilor și, deci, informarea, deci, fiind mai mult căi a profesorilor și își privește noile cerințe și oportunități pe care le are profesorul ca până la universitate. Da, mulțumim. Întrebări față de doamna Lisnic? Am auzit la moment, la primul moment, și ați participat la trei la universitate. 20 ședințe aici, alte ședințe încolo. De ce nu ați informat niciodată la Consiliul Facultății? Că nu mi-ați dat voie până mai mult să te deodată expare. Nu v-ați dat voie, da? Dumneavoastră sunteți așa care mi-a spus să tac. Eu m-am străduit. Cum vă mai spuneți cum de ce? Dar
asta, nu le-a spus doar propunerea. Pregirea dumneavoastră e mult mai greitoare. Bun, am înțeles. Alte întrebări. Mulțumim foarte mult, domnule Lizi. Vis-a-vis de informare și stagii. Astăzi, totuși, suntem în era tehnologiilor moderne și informarea, deci, e o chestie... Las-o. E o chestie care fiecare trebuie să tindă spre asta. Cât puteți despre stagii, regulamentele care sunt în vigoare, spun foarte clar că fiecare din noi, legal, are dreptul la al cincilea an să plece în stagii. Problema este... Finanțare. Resurse. Exact. Cine le invită? Mai întâi, și din ce resurse? Deci, este chestii mai degrabă individuală. Trebuie să căutați resurse, să aplicați pentru proiecte și să... din ianuarie și până în prezent avem semnate 6, acum avem 8 acorduri. Și din septembrie avem invitații. Să meargă cineva la Constanța cu un curs de lecții, să meargă cineva la București la Facultatea de Arhivistică. Un alt curs de lecții, acum e în proces de semnare protocolul cu Universitatea Babeș-Bolyai și așa mai departe. Deci, vor fi oportunități. Dar iarăși ne vom ciclui de aceeași probleme. Cine plătește? Deci, stagierea ce înseamnă? Nu doar partea, deci aceasta de bibliotecă, documentare, informare, cercetare, dar și partea practică. Deci, prezentarea unor conferințe. În septembrie o să facem, într-adevăr, o agendă și o să vedem cine și ce oferă colegilor și partenerilor noștri. Deci avem câteva oferte deja, ca să vină un șir de conferințe legate de, spre exemplu, tratatul de la Varșovia, legate de relația țărilor române cu Polonia. Deci sunt câteva oferte de la universități diferite, facultăți de istorie diferite. Și vedem ce putem propune în schimb. Dar acum mai aștept și o altă oferte. În septembrie, când deja va fi clar cu planificarea, o să fie clar și cu oportunitățile acestea. O să vedem ce oferă partea gazdă și ce oferă partea noastră, ce putem oferi noi. Atunci discutăm. Bine, este scrigături, este și numai așa, prieteni. Direct. Niște acorduri, niște chestii, da, bine, e, bine, ne ducem noi. Dar scrigătura de stagii, o dată la 5 ani, trebuie să plătească guvernul. Da. Pe cursă în regulament. Nu vorbesc, aveți că vreți detalii. Pe cursă în regulament. De ce noi trebuie să ținem detalii ăsta? Exact, trebuie să ținem. Așa e că avem noi niște raporturi, astea sunt chestii de mult. Dar eu am menționat. Deci trebuie ținut cont de această prerogativă legală și exploatată. Faptul că noi nu știm că o folosim, asta nu înseamnă că nu avem o problemă. Nu știm, dar când ce... Păi, rău ce mă seama. Trebuie să fim mai insistenți, mai ales că există partea normativă. Țineți cont și de asta. Scurtă întrebare. Da. Și sunt pe de din cauza activitatea mea, știu că s-a cerut informații la Ministerul acordurilor de actualizare a listei acordurilor. Dumneavoastră vorbeați mai înainte de 3, acum de 8 acorduri. Le-a văzut colegiul de la facultății că atunci erau căutate și nimeni n-a mai găsit acorduri. Ce le-a să le treacă în evidență de departament? Vă fac eu o copie și vă le aduc. Păi trebuie, a căutat doamna responsabilă și la cancelarie, și la biroul cel ambasad, dar nicăieri niciun acord de cei care vorbesc dumneavoastră nu erau. Și cu atât mai mult... Nimic nu le-a ținut și la mine. Așa e legea noastră internă, se distanță la cancelarie și apropo în contextul cel, domnul viceministru Grosu a atenționat că trebuie să revedeți ordinul Ministerului din 2005 aprilie, dacă nu greșesc, care trebuie acorduri făcute în conformitate, adică să aduceți la cunoștință Ministerului. Universitatea deja trebuie să aducă. Păi da, dar prin... Păi, dar nu sunt ei, probabil. Eu n-am găsit ordinul, la moment nu era responsabilitatea mea. Eu am fost tot întrebat, am văzut acordul, eu personal. Nu le-am văzut și am întrebat din colegi. Dispoziția aceasta a Ministerului, dar dacă ne zice, nu, dar universitatea de anul trecut duce evidență strictă de registrare la cancelare. Asta nu se corectează și se rezolvă. Unica, acum, obligativitate sau cerința Guvernului și a Ministerului și a Academiei, ce am discutat la Consiliul Administrativ, în cazul când vrem să semnăm acorduri de parteneriat cu instituții de învățământ din regiunea separatistă, deci trebuie să o facem cu acordul Guvernului cu persoanele responsabile. Deoarece e o chestie delicată, specifică și trebuie să fim atenți în relațiile de parteneriat cu instituțiile de învățământ de peste Nistru. Nu era specificat nimic de Transnistria. Nu, acum, proaspăt. Săptămâna trecută a fost rău, notă informativă la Academie, acum a venit și la Guvern și ne-a spus, dacă vrem să semnăm acordul cu instituțiile de învățământ din Transnistria, trebuie să o facem doar în coordonare cu Guvernul ca să evităm, interpretăm diferit. Raportul se apropie sau nu? Nu vreau să se apropie.
dacă e cazul și fără această formalitate, cine este pentru aprobarea acordului? Eu cred că am luat actul de această prezentare și mulțumim pentru efortul depus. Ceea ce ține de anumite obiecții pe care sunt sugestii mai degrabă, dacă este pentru fiecare catedră, ar fi bine să pentru anumite strategii. Și un exemplar al raportului să prezentați logiei pentru procesul de bani. Următorul punct, analiza lucrurilor educativ. Eu am atitudine de parte cu curatul sau cu acela care... Cred că mai bine îți prezinte la catedră și... Eu știu, o notă informativă să o prezentați. Da. Eu totuși sunt mai... nu prea aș vrea să discut subiectul ăsta de la ce nu ți-ați discutat în cadrul ședințelor de catedre. Fost. Pentru semestru de... Nu, pentru acum, pentru iunie, cum dacă nu a fost ședință? Nu a fost ședință de catedre. Noi nu ne-am dat dare de seamă ce am făcut în semestru 2, spre exemplu. A zis, da, o lăsăm de seama catedră. Da. Și când? Deci este unul. Unul e comun. Fiecare, da. Părere comun la catedră se transmite doar pentru... Sau lăsăm pentru septembrie. E o întrebare. Întrebarea mea este direct aici. Are rost să mențină acest institut al curătoriei? Sau... Trebuie un statut elaborat a curatorului. Ce înseamnă să fii curator, care îmi sunt mie obligațiile? Și asta a mai fost ridicată întrebarea și... Totuși este doar imatur. Vin la facultate, deja au trecut 20 de ani. Au nevoie de niște mentori pe loc. Au nevoie... Nu spun că eu o fac. Noi știm fiecare cazuri, dar, sunt cazuri, sunt oameni aparte, studenți aparte, care au nevoie de unde consultații, mă rog, țin diferite domenii, dar un statut a tuturor ăsta trebuie scris, sau un regulament statut. Sau un punct de regulament, deci care măcar să stabilească obligații. Deci și eu v-am spus că eu pun la doială. E bine să aibă un coleg mai în vârstă, care poate să discute ei, eu știți așa. Fiindcă totuși îți veniți copiii de la sală. Eu mă gândesc că poate o alternativă ar fi, de exemplu, să fie o singură persoană. Da. Care pur și simplu să fie persoană de legătură cu studenții. Nu găsim alte denumire, da. Că probleme au, da, studenții au diferit probleme, diferit gen. Și atunci ei să știe că, uite, ăsta e omul la care îi se pot adresa, care poate să... Mie pare că ar fi un serviciu foarte bun, la Budapest, la Sima. Da, 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 care are un conflict cu un profesor, are o problemă, nu știu, de familie care nu știe cum să o spună sau... Și atunci ar fi o persoană care... Dacă am adunat ce poate Turin, trei grupe, adică pe an de studiu. O persoană pe an de studiu. Îmi pare că o persoană e bine și zice. Dacă vine la anul 3, pe mâine vine la anul 2, el știe deja problemele. Așa dacă îl forwardezi de la unul la altul. Nu la unul la altul. Adică eu îi iau pe anul 1 anul ăsta și îi duc în sus. Pe teren. Și altul... Aceiași oameni, eu lucrez cu aceiași oameni. E idee bună. Haideți să ne gândim. Și în septembrie revenim la subiectul ăsta și luăm o decizie. Îmi pare că și din perspectivă a responsabilității persoanei sau persoanelor acestea ar fi o chestie mult mai bine. Dacă am adunat acest bănuț care se cuvinte în felul deci ar fi un surplus la un salariu persoanei sau persoanelor care se implică și ar fi și mai responsabile, deci, printre faptul că sunt într-o viață și material cumva. Și luați fie niște oameni care au lucrat tot timpul cu studenții și care au exemplu de a nu au experiență pe mult și într-un fel le place lucruri sau... Eu și ideea trebuie. Nu știu. Mi se pare pe facultate mai mult prea mult. Da? Dar în cazul în care vin anul 1 la 1 septembrie, în fiecare an s-a anunțat să spragă. Da. În anul ăsta, cine se va prezenta pentru anul 1? Atunci când studenții vin nedumeriți... Nu, nu, septembrie noi vom lua decizii deja. Păi dacă amânăm decizia pentru luna septembrie... Eu cred că vă faci un consiliu la început de septembrie, ca să coordonez chestii legate de planificare de intro în anul academic și în septembrie putem să facem 20 de zile. Și atunci anunțăm studenții la anul 1 despre decizia noastră. Cine este? Curator? Sau curator? Atunci la 28 anul, 29 anul, dacă m-ați influențat de oameni, cine și unde este conducătorul? Ei, dacă facem 3-4 septembrie de întrebări, nu e tragedie și mărat. Nu e tragedie, dar se face balul la primul șurță, să știu cum. Să nu e cea mai bună copilă. Vreți până la sfârșitul lunii iunie? Veniți propuneri și haideți să facem o ședință expres, am aprobat statutul și încercăm să facem regulamentul. Nu, statutul persoanei. Statutul nu vorbim de instrumentul juridic, statutul persoanei sau persoanelor. Și după facem și regulamentul. Vreți până la sfârșitul lunii iunie? Și
apoi și apoi pe Rafona, deci noi numeam de specialitate la care este la persoană. Dacă ai educație simplu, nu am înțeles profesor de educație simplu, mai poate din... Domnul Teanu, vreau să vă spun ceva, haideți. Eu ziceam că poate n-ar strica de avut și un grup de inițiative de studenți care și-ar asuma responsabilitatea inițierii noi organizi. Dar este Consiliu! Care ar trebui să fie mai activ în sensul ăsta. Și atunci ar fi mult mai mult folos. Deci o persoană responsabilă. Și eu nu știu sigur că pe an. Eu, de exemplu, aș vedea chiar și Torent. Că anul 2 deja ei cunosc problemele făcute. Prin la Ricchi. Ei cam știu ce e și unde. Și când are o problemă, asta e 1-2 din Torent. Și pot să se apropie la aceeași persoană. Anul 3 masiv apar o întrebări. Da, ce? Eu cred că trebuie de menținut această funcție. Fie bine, putem să o facem eu, aș face așa nivel de voluntariat. Spun de ce. În anul întâi, acum, chiar și domnul Ferdofiel, s-a apropii părinții, parcursul anului. Da, eu am propusul de joi și eu cunosc fiecare situație la fiecare persoană, pentru că fac adunări cu ei, mă întâlnesc cu ei. Ei când au probleme, nu se duce la decanat, spun problema decanului, dar vin la mine ca curator. Eu dacă iau grupul 102, știu la fiecare cu ce probleme se confruntă. Hai să admitem că este cazul fericit, dar în rest, eu știu, situația a fost și curată. Prea multe tutelături. Deci, au... Dar nu-i cu ție, sunt probleme foarte grave la unii studenți. Aceleași probleme poate să le expune și cu ridicanul, ce nu știe situația. Părinte se apropie. Bun. Dragi colegi, într-adevăr, e bine că s-a ridicat acest subiect la discuție. Eu vă rog să-l discutați și la ședințele catedrilor care urmează să aibă loc săptămâna viitoare și veniți cu propuneri. Dacă putem să venim cu o părere comună până la finele lunii iunie, să știm ce facem, e ok. Dacă nu, ne mai gândim și revenim la începutul septembrie și luăm o decizie, cu procedură. Dar mie îmi pare că tot ce ar trebui cumva de reorganizat acest sistem. Punctul următor. Totalul lui activității facultății pentru anul academic, mă rog, mai avem timp până la sfârșitul anului academic și la săptămâni, dar domnul trebuie obiect activități spuneți două, trei rezultate majore. Da, deci... Cinci propoziții. O propoziție. Din câte cunosc eu, grădură, deci activitatea facultății sau planul de activitatea facultății au fost realizate. Adică, iarăși, mă bazez pe scursurile șeșilor de catedră la șeșilor de copii trecuți, vis-a-vis de mendetirea planurilor de studii, probleme nu sunt. Deci, din câte cunosc eu, erau două sau trei probleme acolo care, în principiu, s-au soluționat. Așa de știu. S-au găsit, s-au găsit la profesori, s-au transferat, s-au lungit semestru, poate așa. Așa, deci la secția frecvență rusă, vechi se conform orarului, conform planului, deci abate nu sunt. Așa, deci, totalmente planurile de studii vor fi realizate, vor fi îndeplinite. Adică după numărul de ore, după numărul de tot, care ce aici a fost planificat. Și cu examenele de îndeplinim, nu îndeplinim, nu îndeplinim până la moment planul la promovarea specialiștilor în societate cu 8 persoane. Cât? 8. Din mielul absolvenților, 8 oameni au rămas în afara listei absolvenților. Deci nu au fost admiși la sesiune de recerță, din diferite motive. Au fost, deci, restanți. Așa, la un obiect, la două obiecte. Avem și studenți care au două semestre determinate. Așa au mers. Am mers împreună cu toți până la sfârșit, dar aici, la urmă, s-au împotmolit, așa. La rândul său avem 3-4 absolvenți, parcă nu cer scuze, de la anul trecut, care sunt în examen de licență, asta e de educație civic și istorie. Oceanu Iepure, Borzeac și Pascaluța, da, deci care sunt șanse să finalizeze, să absolvezi, să absolvească facultate la lucrurile. Da, să nu fie chiar destul de bine, v-ați și să le examen, la modul de studiu de bunășoare.
Și la fără frecvență am avut două cazuri care s-au restabilit. Și la fără frecvență, la secție. Și la fără frecvență au fost cazuri și avem din absolvenții anului trecut 5 sau 6 persoane care au venit pentru a susține teza de licență. Din care unul dintre unul a venit, a scris cerere, a plătit susținerea de licență și s-a pierdut. N-a mai venit deloc. Nu găsești pieză. Avem și o absolvent de la ecologie, Cernie Iulia, care 2 ani vine, plătește contractul, vine benzină, era de chitanță, pleacă și nu mai vine. I s-a hotărât contribuie la bugetul al universității. Da. Dar are șanță de urban. Probleme de ori de alt ordin nu există, vă zic așa. Deci vreau să vă zic chiar și sesiunea, merge destul de bine. Așa, bine, se evidențează 2, 3, 4 persoane care nu susțin examene, ca de obicei asta, de cei care am mai bătut lăturile în timpul anului, nu au fost evaluați, nu au fost acceptați la sesiune. Sunt șanse, bine, care sunt incurabil, problema incurabilă, repet, cursul care e incurabil total, repet, anul, doamna Elena, dacă trebuie, spunea că din 60 că a avut la anul ăsta absolvent, mai 20 absolvent. Din alte persoane, deci avea... 67, 35, 35. Ați primit șefii catedrelor structura raportului. Săptămâna viitoare de ședințe, vă rog... Ședințe catedrelor. Vă rog foarte mult până la data de 25. Adică, da, până la 25. Iunie să ne prezentați raportul de catedre, ca să avem și noi la dispoziție 3-4 zile să redactăm raportul facultății, să-l prezentăm până la data de 30 iunie sau 29 iunie către Senat și să încheiem anul la catedre. Și... știți că mai e tot în raport, pentru că să avem primele luni zile de iulie să-l avem doar de concretizare. De aceea și vă rog până la 25, conform structurii care ne-ai solicitat și nu este prima dată, vă rog foarte mult. Ultimul punct, înainte de diverse, sunt propuneri pentru ordinea de zi a ședinței Senatului pentru anul academic următor. Vă rog foarte mult. Cine și ce propune? Iau o propunere. Nu, iau o propunere. Deci, propun ca Senatul să ia în discuție posibilitatea și necesitatea revedere și actualizării statutului universității, reieșind din lipsurile pe care le are. Și în primul rând, nu sunt stabilite și știu foarte bine conducerea prerogativele Consiliului Administrativ. Ei au spus, au s-a discutat la Consiliul Administrativ să se facă o anexă, un județ, nu cred că poate fi un statut al universității cu anexe sau cu alte intervenții suplimentare, deci trebuie revăzut statutul și specificat acolo câteva. Plus mai sunt niște chestii de redactare. Și punctul 2, legat la fel de perspectivele organizatorice ale facultăților și perspectiva de trecere la departamente, așa cum fac marea majoritate a universităților, acest lucru, dacă se vrea, trebuie să fie stipulat și în statut, deoarece, conform statutului, facultățile sunt organizate în catedre și nu mai mult. Mă rog, centre, laboratoare și mai departe. Iar departamentele nu sunt prevăzute. Deci eu propun ca în septembrie să se ia în discuție posibilitatea organizării unui grup de lucru cu juriști de calitate ca să pregătească un act juridic bine gândit, deoarece deseori ne întâlnim exact acolo. Dar legislația nu poate privi și existența departamentului? Da, da, da. Pentru că au trecut deja, au luat decizia. Pur și simplu trebuie să fie scrisă. Ba da, da. În loc de catedre, se trece la departament. Facultatea, departament. Bine, eu cred că să fie cu ordine să educație. Da, dar noi tot trebuie să facem schimbări. Asta nu se grăbim, o să fie cu ordine educație și o să facem. Prin decizia oricum să treci sau nu la departament și ar fi inclus în statut. Da, eu am propus pentru anul viitor, dar nu o să pui în septembrie, cum am sugerat eu. O să pui, dacă o să dorească birou. O să nu pui birou. Se dorește ca să fie în toamnă aprobat. Până la urmă. Păi, dar e contextul ăsta, domnul Vesu. Eu n-am propus din aprobat. De să-l dau cu două. Departamentul statului. Eu vreau să-l dau cu două. Știu regulamentul facultății.
la departamentul. Faceți instrucții, domnul Senec, în baza la ce acte normative puteți schimbarea asta structurală. Eu m-am gândit că ar trebui mai întâi să pornim de la schimbarea modificările statului, ca să prevadă o asemenea structură. Altfel nu pot să faci schimbări. Legislația. Dacă a făcut un semn, a făcut altul. Dar a făcut. Bun, alte propuneri și într-o... Nu te rog, Leo. Ascultam în trecut, ați fost o listă mare și nu s-a luat în cazul de jumătate. Sunt fără propuneri. În context, totul ăla nu pot să pece greu lucrurile. Ce greu pune să o scrii hârtia mea și să o transmit doar pe ei. În contextul propunerii domnului Steață, eu consider că n-aș pleca Senatul să evalueze lista, setul de documente reglementare existente la universitate și să vadă ce este, ce nu e, poftim? Respectiv de văzut golurile. Noi până acum eu am solicitat și ne-am primit acest set de documente. Că a fost și eu la jurist și am spus că spre mult. Deci lucrurile sunt simple. Hai să le vedem toate care sunt. Spre mult. Ele care sunt necesare, care nu sunt necesare. Dar primul pas totuși este statutul. Statutul îți dictează ce reglementări sunt necesare în cadrul instituției. Pornind de la fișa de post și mergând spre ea. Apropo, cel de cadenă, vă rog frumos, doamna Eugenie, încă o dată să verificați cine din angajații dumneavoastră, mai ales cele care au trecut recent concursul, nu au semnate fișele de post. Asta vă rog, doamna Eugenie. Verificați încă o dată, nu acum, ca să mai trecut și acum la concurs. Deci fișa de post se semnează încă o dată după ce ați trecut concursul. Fișa se actualizează după ce se semnează contractul. Iar contractul nou se semnează după ce se semnează. Se actualizează semnătura. Da. Eu, ce a spus domnul Munteanu, nu vreau să deschid paranteză, dar în septembrie vor reveni, deoarece în statut și în alte regulamente scris multe lucruri care țin de actele care ar trebui să reiasă din actul normativ de bază. Trebuie să avem regulamentul Consiliului Facultății. Trebuie să avem regulamentele ca este din sunt regulamentele venite de la sus, noi, ale noastre. Actualizate. Nu. Ceea ce este modelul aprobat de minister, e o situație. Noi trebuie să ne facem pe al nostru, reșit de realitățile și specific facultății noastre. De aceea, în septembrie, vom reveni la subiectul ăsta legat de regulamentul facultății, Consiliului, Catedrei. Așa. Deci, la diverse, am câteva lucruri care vreau să vă anunț ceea ce s-a spus la Consiliul Administrativ. Eu repede. În sfârșit, colegii de la secția aceasta informativă au restructurat, reorganizat pagina universității și trebuie să delegăm o persoană care să fie responsabilă din partea universității, facultății, în grupă să denumim. A fost Veronica Terjul, a plecat, acum trebuie să delegăm pe altcineva ca să folosesc Alexandru mai departe. Astăzi s-a întâlnit web designerul nostru cu Alexandru, au făcut schimbările de parametri, în curând va plasa structura și pagina fundamentală a facultății, iar de săptămâna viitoare va fi accesibilă pe serverul universității și deja cu fiecare șef de catedră parte vom discuta ce trebuie pe parcursul verii să adunăm ca în septembrie să completăm pagina noastră, să fie nu numai activă, dar și completată de informație utilă și pe potriva de a ne reprezenta. Deci eu ce vă rog frumos, săptămâna viitoare când este gata accesul, eu o să vă prezint accesul și după care discutăm ce trebuie de făcut. Dar de numele facultății, cu cine delegăm responsabil? Mai Andrei. E student. Noi trebuie de rândul laboranților profesori. Laboranți? Cei care sunt angajați în state, în statele de personal. Secretari, laboranți, nu știu. Dar să punem pe detalii. Da. Eu m-am angajat să răspund, nu, stați un pic, grupul de lucru cu universitatea. Eu m-am angajat de pagina facultății, dați-mi pagina aici, de scoate în capul cu asta. Acolo trebuie delegat unul, stup la instruire, stup la nu știu ce. Da, eu propun de rândul a secretariatului, ca să vedeți o persoană de sănătate. La secretarul e angajat, dar am un șer de catedră. Domnul Mântu. Domnul Mântu. Domnul Mântu, vă spune. Haideți, eu zic din rândul secretariatului. Cine din cei de care e de lucru? Nu, 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 decanul de bază, prodecanul de bază.
Nu, Mila mi-a trimis toți de la el. Domnul Mândeanu și după ce îi spune nu cred. Aici este un lucru pe care nu ține de ce vine cu doamna Stelă. Nu mă cred o personalitate firmă. Nu am făcut sugestii, eu observați și ei trebuie să-l actualizeze ca un juriști. Da. Să nu mai trebuie. Eu o să te cer un variant și revenim săptămâna viitoare, că așa nu trebuie să domnul Mundeanu chiar la catetru, eu tăbliță cu niște cifre. Dar cifrele trebuie comentate, de unde s-au luat el, așa nu se înțelege. Cine? Domnul Sfântul Căprâi, vorba de niște sume foarte mici. Dar e detrimentul angajat, domnul profesor. Nu ne uităm la domnul Mundeanu, e detrimentul. Nu știu dacă face, noi să discutăm atât. Eu aș mai degrabă aș susține formula existentă, din folosul angajatul. De când îmi duce în România, în format actual, nu se ridică niște sume mai mari, atunci o să încercăm. Am impresia că e mai multă bătaie de cap decât... Da, mai multă gălăgerie și așa. Statistica sfie. O noutate mai puțin plăcută, salariul pentru luna iunie va fi la începutul lunii, așa cum este, însă concedearele după 28 iulie. Deoarece Ministerul Finanțelor nu poate face transferul mai târziu decât această dată. Mai înainte de această dată. Deci, și universitatea nu are resursele necesare pentru a plăti în avans cum ar mai făcut-o până acum. Dacă ar fi fost un salariu, da. Dar aici ar fi și salariul și concedarea de două luni. Este o sumă colosală și... Deci salariul din luna iunie va fi, ca de obicei, până la data de 5 iulie, așa cum este. Concedialele vor fi abia la sfârșitul lunii iulie. Dar prin ce se explică? Ministerul Finanțelor transferă la anumite perioade. Da. Normal. Sumii egale. Tot timpul a fost așa, nu? Dar ce s-a întâmplat acum de nu e așa? Până acum, nu, până acum Universitatea mi-a dat din fondul RECO. Acum domnul RECO mi-a spus că la contul special, deci resurse de asta, sunt mai 3 milioane de lei. Dar pentru a plăti concedialele avem nevoie de 10 milioane. Deci dacă dă 3 milioane, nici nu satisface necesitatea și rămâne Universitatea de vară fără bani. În tot o reparație. A spus că, din păcate, dar fiind când îi dă salariul la început de iulie, a zis că să explicăm angajaților că mai pot supraviețui în 3 săptămâni până își primesc concedialele. Asta mi-a spus foarte la transmisie. Acum cu repartizările la locul de muncă, fiindcă ați spus cu absolvenții noștri care au locuri care n-au, după o întâlnire cu Ministrul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Interne este foarte interesat în cooptarea absolvenților noștri. Băieți și fete. Deoarece au nu știu câte sute de posturi vacante. Deci, spuneți absolvenților noștri să acceseze pagina web a Ministerului Interne și să vadă oportunitățile de angajare în acest domeniu. După am parcurs pentru Ministerul Interne. Către șefii de catedră și secretariat. În pentru a, nu știu, a face ordine regimul din lucru, locurile de studii, cei care vor să vină în timp de weekend la lucru, trebuie să aibă cerere semnată de șeful catedrei, sau cei care vor să rămână după orele 7, mai târziu, la fel, să aibă cerere și să o lasă la recepție ca să nu intre în polemică cu, nu știu, așa numită pază sau recepția locurilor. Deci nu este o problemă, nu e interdicție, dar a spus să fie o evidență că personalul de la recepție nu mai cunoaște chiar în față fiecare angajat și au văzut câteva situații neplăcute, de aceea pentru a reglementa acest lucru. Vă rog. În același context, personalul de jos, de fapt nu ține personalul de jos, de ce nu știu. Odată se pun o somerie la etajul blocul central. Pentru că lipsa unei somerii, de fapt, provoacă situații foarte, foarte neplăcute pentru ambele părți. Sunării în fiecare bloc. Ok. Bun, dacă se reproduce sistemul de carduri de intrare și ieșire, pentru că ar fi mult mai simplu, dar asta mai durează. Nu știu câteva părinte. Pentru vară, să acționa de lucru pentru șefii de catedră și respectivii care sunt catedră. Vă rog frumos, domnul de lucru va repartiza obligațiile și va ruga să colectați informații pentru panourile informative de la etajele 4 și 5. Haideți să le umplem, că arată cam rău, goale fie. Așa, la un punct. Ei, unul la un punct, dar nu chiar așa.
La fel, panourile catedrelor. Deci nu mai fotografiile angajaților, dar încercați să, la 10 septembrie să apară și cu informații actualizate. Mai să rămână cu aniversare de 20 ani, s-a făcut, dar eu știu, publicați ceva noi peste vară, poate încercați să mai actualizați și celelalte catedre. Cu 14 la v-am spus, Comisia de Admitere am spus, aprobarea cursului opționale. Domnul Goță, dumneavoastră, v-ați sugerat. Deci, eu vreau să zic că studenții de linii mari s-au înscris la cursuri. Noi avem listele acestea. Am vorbit cu domnul Munteanu. Eu cred că să le acceptăm și pentru că din lucruri noi mai lucrăm și vedem unde e acolo 3-4 și ce facem cu ei. Adică e un an. Ceva secretar, la programul ce e? Unii 2-3... Păi, treceți la acolo, deci... Prima este tot 15 persoane mii. Deci nu putem face lucruri cu 7-8. Până luni marți noi facem chestia asta. Dar acum să acceptăm... Și ieri la secția de studii am discutat subiectul. Mai mult de 15 scoate, mai puțin nu. Deci ce? De 15 nu scoate? Nu. Deci dacă grupa are doar 30 de scoate. E excepție. Grupa rusă sau grupa și educație civică... Sunt englezi 7 oameni în anul 3. Da. Da, da, da. Acolo este excepția, nu ai de unde. Dar ceva de grupe, deci unde sunt de unde... Dar dacă sunt 21 și... Așa scoate. Nu facem două. Nu. Nu. Toți 21 nu trebuie. Din păcate, de exemplu, eu în Germania am avut 5, 6, 7 studenți acum. În America același lucru. 7 studenți. Și așa e normal. Nu. Bine, poate înainte era de la 10 până la 15. 15 minim. Mi-au... De 7 ori mi-au spus. Asta vorbă tot timpul. Bun. Haideți să vedeți cum reparte. Dar și urmă, eu am o singură obiecție. Dar nu am primit oferte de la catedrele generale. Ba da. Unde sunt? O ofertă de dare a venit de a da și am spus la președinte trecut sau vedeți? Nu, dar nu, dar nu, studenții s-au înscris? Se înscris și în deci, de acum înainte, eu vă rog frumos, toți care au cursul la facultate, mai ales opțional, indiferent, mai mult sau mai puțin opțional, toți trebuie să se înscris consiliu. Deci, ce înseamnă? Iis catedrelor generale. Și ce? Nu e problemă. Planurile lor și programele. Și nu sunt responsabili până la urmă, nu e. Dar deci, redactați și dacă sunt toate gata, le coordonați, le afișați.